Deci toată relația asta, toată șmecheria asta dată la început, e de fapt asta. Nu putură el să ne dea X plus Y egal cu 3? Găsiți toate cifrele X și Y știind că X plus Y egal cu 3. Uite, Mario. Era mai ușor, da. Care sunt toate posibile? Cine și cu cine să facă 3? 1 și cu 2. 1 și cu 2. 2 cu 1. 2 cu 1. Deci X egal cu 1. 3 cu 0. Hai să zic, X egal cu 0. Y egal cu 1. 3. Y cu 3 foarte bine. Apoi, altă variantă. X egal cu 1. 1. Și Y cu 1. Da, a doua e să spuneți pe X 0. Pe X 3. Și nu și mă timp, da. Și mă timp, da? Și o altă X egal cu cât? X egal cu 0. Am pus. X. X egal cu 3. X egal cu 2. 2. Y egal cu 1. Și probabil X egal cu 3. 3. Și Y egal cu 0. Da. Cam astea sunt, nu? Dar am luat de toate. Da, nu puteți să privești pe Y 0. Ia uite-te. Pentru că avem numărul X, Y 6. X, Y 6. Unde este aici, da? Numărul X, Y, 6 și... Facem chiar să le punem pe niciun 0. Y, 0. De ce? Mai avem și ceva Y-ul la ceva? Da, avem Y, 6, X, 6, X. Y, 6, X. Și puneți și băiat. Unde? Aici am aflat. Așa, foarte. Deci dacă îi dăm pe X-ul 0 și Y-ul 0, sunt numai două variante. Ăsta două, da? Că cu cadrul 0, 3 și 3, 0, dispare asta. Și atunci X, 1 și 2 și 2 și 1. Din nou, cu ce ne-am ales de aici? Am ales să facem tot fracții ordinare și să scoatem în baza 10, la fel scoate și baza 2. Acum, se vedeți de cu sigur. Mai facem, vă rog frumos, mai facem, vă rog frumos. Da. Până vine mama, vă rog frumos. Pe 23 scrieți-l în baza 2. Păi, vă rog frumos, haideți, vă rog, haideți, vă rog. Te rog, hai. Ok, deci am avea 2 la a 4-a, 2 la a 4-a cu 16. Da, deci vine 16 plus... 16 cu 17. Plus? 7. 7, da? 7. Da, 7. Și o să fie 2 la a 4-a... 1 ori 2 la a 4-a. 1 ori 2 la a 4-a plus 0... ori 2 la 3-a plus 1 ori 2 la 4-a 1 ori 2 la 4-a, că e la 2-a 2 la 2-a plus 1 ori 2 la 2-a nu, stați, acolo e 4, bă, dar plus 1 ori 2 la 2-a plus 1 ori 2 la 2-a la 2-a, la 1-a, nu scuzați plus 0 ori 2 la 1-a plus 1, nu cred. Plus 1. Plus 1. Plus 1, care înseamnă 1 ori 2 la 0. Da. Așa. Și o să fie egal cu 1, este 1, 0, 1, 1, 1. Este un număr prim. Da, deci este, un număr prim. Bit. Bă, nu. Nu, sunt mai mulți biți. 2, 4, 5 biți. Da. Fiecare fir de asta cu șansa lui de a fi. 1, 1, 3. Asta înseamnă scrierea în baza 2 a acestui 23. Vreau pe tine să scrii pe 128 în baza 128 în baza 2. Să știți că 128 și cât este? 64. 64. 64 se mai împarte la 7. E 2 la 7. 1 ori 2 la 7. Cu 0 ori 2 la 6. Cu 0 ori 2 la 5. Cu 0 ori 2 la 4. Cu 0 ori 2 la 4. De la 3. Plus 0 ori 2 la 4. Plus 0 ori 2 la 3. Plus 0 ori 2 la 0. Și este de fapt 1, 0, 0, 0, 0, 0, da? 1,
0, 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 0
5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. În baza 2. Deci asta este 128 exprimat în baza 2. Da? Da? Deci numai așa se poate discute în calculator. Nu vezi gândit nicio clipă și gândiți-vă câte jocuri sunt și câte chestii sunt. Păi atunci toate sunt făcute de matematică. Că toate au la bază matematică. Deci e prea important de făcut. Este, este baza pe care putem construi orice. Vă spuneam, mergeam într-un avion de ăsta, în băi de ăsta, așa, colosal. Și mă gândeam, câtă matematică este acolo? Păi dacă dați seama, domnul, că trebuie să vezi acolo. Calculez cât te spun aici. Bucățile de... Da, cât de mare trebuie să fie aia, cât de mică trebuie să fie aia. Mișcarea motorului, mișcarea totului. Dar cât centimetri trebuie să fie? Adică... Ați reținut acolo câtă perfecțiune este? Când avionul... Orice, gândiți-vă într-un vas de croazieră, domnul. De matematică e șapte. Enorm de mult. Deci acolo... Deci este, este șansa voastră. Nu fi aceea de a fi descoperit astăzi importanța matematicii. Da? De aceea vă invit să aveți din ce în ce mai mult să manifestați din ce în ce mai mult interes. Pentru a înțelege foarte multe lucruri. Fiți cercetători, descoperiți, atenție, descoperiți lucrurile acelea pe care vedeți într-un eghișițiu. Învățați să vă uitați în partea nevăzută a unui eghișițiu. Eu când o stasez 128, îți mă apare 1000. Asta nu o să înțeleg niciodată, nu ți-o apare. Dar vreau să spun că la baza... Totul, totul, absolut tot ce înseamnă. Comunicarea, dar partea asta așa, digitală, hai să ați auzit, digitală. Digi. Digi, da. În două variante, 0-0, da. Da. Deci avem acest lucru spectaculos în, și a plecat de la o chestie care e normală. Povestea cifrelor, când veți vedea filmulețele acelea, nu știu că vreo 10 filme. Eram la Slubina și lucram acolo ce lucra și mai veneam minte o idee și mă duceam și continuam. Pentru că de la povestea cifrelor m-am tot gândit cum ar trebui să trezesc interesul, să înțelegi și voi copiii în general, că merită să te apreci asupra matematicii. Bine, și copii. Da. Matematica este fix, te ajută la toate și până și la povești te ajută, vedeți? Da. Păi, da, deci este... Am făcut de la voastră poveste cu matematica. E o poveste continuă. Ori de câte ori ies la tablă, am să vă spun un secret al meu. Eu sunt ca cea mai frumoasă poveste cu putință. De fapt, lecția mea, dacă mă urmăriți, indiferent cât aș fi de supărat, de problema așa avea, eu uit de tot. Nimic nu mă interesează. Sunt acolo exact ca un actor care și-a intrat în rolul său și simt așa, așa simfonia Cretei. Deci, Creta parcă cântă sau audă o melodie frumoasă. Pentru că în timpul acela, mintea aleargă și caută să se exprime mai pe înțelesul vostru. Pe mine mă frământă foarte tare să am și posibilitatea să mă fac înțeles. Da? Asta mă frământă. Și mă interesează ce, cum să mă explic ca să mă puteți înțelege voi. Așadar, le oprim aici. La revedere! La revedere! Nu uitați la ce se desfac până așa propună în aia. La revedere!